că noi, conform și tehnicii legislative, noi nu putem modifica mai mult decât 30%. Da, da, poftiți să intrați. Intrați. Mai mult de 30% din document, în cazul în care documentul suporte mai mult de 30% de schimbări sau modificări, atunci el trebuie să abrogat. Respectiv, ce soluție avem noi la moment? Soluționăm aspectul de trotinete electrice, asta. Doi, cumva trecem, racordăm cât de posibil aspectul ăsta de regulament, de reguli de pentru deplasarea transportului alternativ. Am introdus multe și indicatoare pentru transportul alternativ. La anul avem planificat elaborarea unui cod de circulație rutieră, unde să fie înglobată atâtea prevederi de regulament circulație și niște prevederi în legii prin siguranță rutieră. Deci, astea sunt planul de viitor. Iar de ce fac acest domeniu? Fiindcă noi, ultima dată când am discutat, au fost propuneri pe fiecare articol de modificare. Și, din păcate, noi dacă începem o educare pe fiecare articol, noi cum trebuie să-l abrogăm, dar dacă abrogăm, noi trebuie să spunem ceva în loc. Deci, în principiu, persoanele care sunt prezente aici, facem un al doilea exercițiu, care acesta sigur va fi de succes. Rog să rămânem tot așa un nucleu stabil, fiindcă cam tot aceste persoane vor trebui să lucreze mai departe pe un cod, adică cum vor trebui. Noi vom asculta propunerile, fiindcă, până la urmă, regulamentul circulației, el trebuie cumva să ne ajute, să ne îndrume, da, dar să ne încurce. La această introducere și cuvânt de deschidere, eu își propune să trecem direct la activitate, ca să nu vă rupim mult din timp, dați-mi faptul că ziua este de încărcată. Și aș propune să trecem... Da, el e aici, stai și pe? Nu, aici stai. Și aș propune să... Jos, da? Să trecem direct la... Aici. Așa. Să trecem direct la document. Deci, asta e tabelul comparativ. Care plusul tabelului comparativ, că noi putem să vedem partea stângă ce a fost, da? Și cum propunem noi să o modificăm. Avem o discuție aici la punctul 8, da? Unde cumva s-a interpretat sau s-a înțeles așa mai nu așa cum am scris, să fie înțeles mesajul. Deci noi avem la ziua de astăzi o prevedere precum conform căruia nu se face diferențierea la bicicletă. Și în genere este un moment problematic. Prima problemă care mi-am sesizat-o este faptul că noi în prezentul regulament nu avem nici cum prevăzută sau reglementată trotineta electrică, care este un pericol. Deci de la asta s-a început activitatea. Ce am făcut noi în regulament? Noi am făcut categorisire. Deci noi avem astăzi niște trotinete care depășesc 500 de W, care merg la văzut probabil și pe TikTok și pe viitor cu 120. Mai rar, dar cu 80% că merge. Și el, efectiv, persoana nu are nici semnesc și nu cunoaște regulile, dar face depășit printre mașini sau pe automobile. Ideea noastră era așa. Facem o reglementare. Trotinete electrice care pot fi pe circule ușor, da, liber, ca și cu trotinete, ca și cu bicicletele, echivalent. Și trotinete electrice care depășesc 500 de W, să aibă necesitatea persoanei să-și facă permisarea. Ca să cunoască regulile de circulație, uite așa mai departe. Totodată avem un segment de neacoperit, segmentul de drum public, care în cazul în care nu oferă, nu este o pistă, nu este o infrastructură, este o problemă, deoarece făcând o analiză statistică, noi am văzut că cam, cu trotinete electrice, asta e fiecare a doilea caz, e tragic. Iar cu bicicletele, 4 din 5 cazuri de deces când au fost tamponați cicliști, au fost anume pe traseele naționale, unde din cauza la partea asta de când trece un, mai ales camioanele mari, curent de aer, trage biciclistul. Și era ideea ca să propunem spre examinare limitarea deplasării pe porțiunile de drum unde nu există infrastructură pentru trotinete electrice, pentru bicicletele și bicicletele electrice, pentru a evita astfel de impactul și tragedii.
Astfel, provocând două elemente, prima, bineînțeles, siguranță pe deal asta început și doi, propulsa necesitatea să faci drumul corect. Da, că tu când se fac drumuri noi, imediat să fie obligativitate pe vadă și infrastructură pentru bicicliști și trotinete electrice. Dacă tot e bine și tot e normal și tot e frumos, nu prea o să fie și mult voluntariat când se fac infrastructură pentru bicicliști și așa mai departe. Noi am avut o ședință 2-3 săptămâni în urmă la EGPL, unde am discutat la acest subiect și atunci, acum un pic am modificat-o, dat fiind faptul că colegii consideră că ar fi mai util să limităm accesul trotinetelor electrice porțiuni de drum, unde viteza de plasare mai mare de 50, da? Dar nu și bicicletelor. Și atunci noi am reformulat un pic, adică rămâne vârsta tot la 14 ani, când la faptul că a fost propuneri de a ridica vârsta, dar noi totuși, noi am fi vrut invers să mai coborăm, dar trebuie să ieșim și din reale care le avem. Trotinetele electrice vor putea circula doar pe piste special amenajate, adică dacă va fi pe drumul spre Trășeni, unde va fi limită de viteză, că sunt 110, poate să mergă și trotinet electric, în cazul în care va fi o pistă sau o bandă, da? Dedicată. Dar în cazul în care este lipsă de infrastructură, atunci ar trebui să limităm accesul. Și pe lângă asta, și pentru a se deplasa pe porțiuni de drum public, ar fi bine să corespundă și vârstei. Totodată a fost o idee ca să introducem cumva niște carnete de absolvire la cursuri, dar cred că asta ar fi bine să lăsăm pe seama fiecare ciclist, da, să el să-și facă instruirea, fiindcă o să intrăm într-o chestie de asta birocratică, știți, și o să facă carnete pe dragul carnetelor. Deci, dacă se acceptă redacția, iată, întrebarea mea ar fi la punctul 8, dacă se acceptă în redacția în care este actuală. Păi, deci, ca să înțeleg, bicicletele o să fie permis în continuare circulate da, pe drumul da. Inter. Da, Inter. Și cum trotinetele. Dar aveți statistică comparativă, de exemplu, câte accidente la 100 de mii sunt pe biciclete și trotinete, comparativ cu țările din regiune, vreți să înțelegem? Cumva, dacă s-a agravat situația sau nu s-a agravat sau pur și simplu. Este ceva mai ce zicem că făceam în Republica Moldova. Doar la începutul acestui an, ca accident rutier, avem înregistrat 24 de informații și 24 persoane traumatizate. Plus la toate avem 18 cazuri când el singur merge și cade jos și respectiv urmează pe stabilit care a fost cauza. Toate fișurile care jucăm ca incidente, iar și de faptul că nu avem noțiune la ce e trotinet electric și care... Asta trotinet, accident. Trotinet. Ok. Dar... Scuze, eu mă întrebam și după aia. La biciclete, la drumurile inter, mă rog, locale, este obligativitatea de a purta cască, nu? Sau nu? La biciclete. Obligativitatea de a purta cască între drumurile astea raionale, naționale, între centri, între localități, este obligativitatea sau nu? Noi mai mult am prezidat pe manență să aibă cască. Am văzut și zilnic, noi vedem de bicicliști și majoritatea poartă cască. Nu știu dacă putem face diferențierea și nu știu dacă e mai safe în Chișinău decât în drumul de center operaionale. Dar ideea noastră că anterior a fost ca propunere, ca recomandare. Adică anterior în regulament era recomandabil să porți cască. Și noi cu toții cunoaștem ceea ce e recomandabil pe cât de tare se respectă. Am exclus vestele astea. Că am văzut la colegi care au intrat, au niște haine sport care sunt perfect pentru cine și ele sunt mult mai buni decât vestele astea. Și atunci, nu, chiar și timpul nopții, dacă el are haine în 2019, e ok. Dacă ai, așa cum eu, în cămașă, eu o să fiu ceva. În proiectul nou, deja este am de timp de noapte. Da. Dar ce ține de accidente, atât domnul... Noi trebuie să lăsăm la 9 ani. Și avem 15 ani care îmi se decizat. Cum a spus și domnul Coșcar, din 5 decesuri care au fost înregistrate deci pe anul, în care bicicliștilor 4 s-au produs pe traseele naționale. 2022. Mai stați, iată, voi reitera un pic întrebarea domnului deputat. Căștile, casca,
este obligatoriu pentru orice ciclist, corect înțelegem că toți oamenii care acum poartă în, merg în sate cu bicicleta și mergeau de 10 de ani, toți ei vor fi obligați de acum înainte să poartă cască. Corect înțeleg? Iată cum e colegul care a intrat echipat, doar că fără vestă. Vestă nu, nu va mai fi obligatoriu, dar vestă, iată, el e un exemplu. Mă întrebați să plec în toate localitățile din Republica. Da, da, da. Se drumul și dacă ieți baba Zina din satul Pașcani, ea să merg cu cască, dacă vreați ducă la baba Ioră. Da, da, eu cred că noi am putea să dăm un pic altfel de exemplu. Nu, nu văd și mai motiv pentru sarcasm, dar ideea că și scaunele pentru copii în automobile tot erau criticate dur și cumva ele au fost impuse. Centurile de siguranță tot erau criticate dur, dar lumea halo în Formula 1 a fost criticat dur și până la urmă oamenii au spus că e ok. Deci asta nu e pentru... Nu e pentru a îngreuna situația, e mai mult pentru a... Domnul Cuscari. Scuzați, dar mă scuzați că intervin, dar noi suntem la cu totul alt punct. Dacă da. Putem, vă rog, să ne... Dacă e ok, punctul ăsta, să rezolvăm și apoi trecem la punctul separat care despre cască. Haideți să vedem aici dacă sunt întrebări. Cineva e... Da, vreau să-mi spun vreo cu ograniciunea dostupă лиц до 16 лет на дороге со скоростями больше 50 км в час. Мы, в принципе, все знаем, что как бы есть детский велоспорт, да? Детский велоспорт, в принципе, дети спокойно ездят 20, 30, 40, 60 км. Так? То есть наматывать такие расстояния, например, на том же самом Комсомольском озере или где-то просто по городу, это просто нереально, особенно с теми скоростями, которые нужны спортсменам. Так? Да. То есть, в принципе, дети в сопровождении взрослых, в сопровождении специальных машин, ну как бы им нужно выезжать на дороге, потому что это единственное место, где, грубо говоря, велоспортсмен может развивать, ну как бы, и проезжать необходимое ему расстояние, и развивать необходимую ему скорость. Потому что, ну грубо говоря, то есть у меня сын ему 12 лет, он спокойно набирает 30 км в час. То есть если он будет где-то здесь по городу, по парку ехать 30 км в час, это понятно, что он... долго не проедет. Я знаю, что перебиваю. Да. Сразу поставить точку. То есть так оно и есть. Тут смотрите, тут получается две составные. Надо было сделать чуть-чуть схему. Первая составная – это 14 лет. То есть на велосипеде, то есть 16 лет – это относится к электросамокату. То есть если человек на электросамокате выезжает на... Хорошо, проезжую часть. На дорогу. Да, вот. Да, виадукт он едет, или он катается по дороге, да, везде, то ему должны, в совокупности, у него должно быть два фактора. На электросамокате. Электросамокат. 16 лет, электросамокат и это инфраструктура. Либо меньше 50 в час. А то есть для велосипедиста... А 14 остается, как и было. 14, то есть вы не думали снижать или, допустим, скажем... Думали снижать, думали снижать, но... При наличии, например, сопровождающих. А это мы ввели сопровождением, это есть чуть ниже. Если есть сопровождение, то там нет, не важно возраст, не важно часть дороги. То есть можно ехать хоть по где страшенке 110 в час, если есть, мы поставили и этой мигалки для сопровождения. Нет, я говорю, что если, допустим, вот ребенок есть сопровождение взрослого, например, там, тренера. Ага. Тренером, да, со всеми тем, но это не вопрос. А если без мигалок? În cazul ca să mă înțelegeți corect, în cazul în care vor fi organizate unele cursuri, unele antrenamente, evident faptul că deci, echipa respectivă va fi escortată de două vehicule dotate cu girofar de culoare portocalie, atât în spate cât și în față. Просто смотрите, даже например, даже что просто чуть-чуть ситуацию пояснить, например, даже если кантата по купилу мяч. Представьте себе, что мы ездим, мы катаемся с ребенком по локации старого объекта, так? Часть дорог там имеет, по которому, в принципе, нет интенсивного движения, имеет разрешенную скорость больше 50 км в час. То есть получается, как бы, скажем так, невозможно с ребенком нормально проехать, не нарушив правила дорожного движения. Не нарушайте. Вы сейчас за велосипед говорите или за электросамокат? За велосипед. За велосипед нет. Как я объясняю, тут у нас две составные. Что касается велосипеда, нет вопросов. 50, 70... Ну, если ребенку меньше 14, получается, все-таки нарушается. То есть, если нет, сопровождение взрослого или сопровождение тренера? Сопровождение взрослого тренера. И тут написано так.
Выстав кондукторовой, который, ну вот, воздух, да? И без ограничений, то есть где, как, сколько лет, он может передвигаться на всем, кроме электросамокатов, ну понятно, и самокатов, но не знаю, как на самокате ехать, надо выйти на 70 час. Он должен исполнить, ему должно быть исполнилось 14 лет. Дальше есть сопровождение, как бы если взрослым, если он умеет, как вы говорите, если дети в 12 лет выиграют Tour de France, как бы тут надо делать, да, разделение. И тут вот мы внесли отдельно, уже вторая получается составная, это электросамокаты. Электросамокаты, вот ему нужно быть 16, потому что они представляют риск своей массой. Это еще велосипед, как велосипед. А электросамокат, ему 20-30 килограмм, плюс дитёй 7 килограмм, 50-60. Там коллектора нету, то есть сам езжу, знаю. Но тут смысл в том, что да. Он в 14 лет самостоятельно может выезжать, а до 14 лет сопровождение или дорожного. Нет, просто чтобы там сопровождение не было сказано, как говорили, что нужно взять там машину. Машинами это когда тренировки. Когда это больше двух-трех человек. Да. Или это специализированная спортивная школа. Но я уже хотел с четвертым пунктом респектив, да, как сведем мой формулат. Am legat de supraveghere și de comitiți ca să practicăm. Dacă se poate, vă rog, tot la punctul ăsta... 8? 8, 8, da. Vreau să întreb, dumneavoastră, în proiectul nou, o să aveți o definiție, da? Ce înseamnă trotinet electric? Da. O să fie o definiție. Da, și dumneavoastră, mai devreme, spuneați ceva despre până la 500 de watt și mai mult de 500 de watt. Da, este, aici, în cazul dat, la... la reglementarea asta că e permisă doar în viteza maximă, e tronsonul mai mare, până la 50 de kilometri. Se referă la toate trotinetele sau la exact. Cele care vor avea peste 500 de watt? Diferența între 500 și mai puțin, trotinetele care au mai mult de 500 de watt, persoana trebuie să-și facă permis categoria subcategoria deci... Asta sunt trotinetele care merg 82, mai simplu trotinetele. Может еще один термин? Ну, тут окей. Значит, тротинеты литизаты, как вместо санцелетиц, двух категорий. Значит, путеря номинала мотору и пына 500 ватт, да? Шкале тинги по витезе, ну, маймали, где 50 километри. Și evident fapta două categorii, puterea nominală motorului de la 500 de watt până la 4 kW. Deja acest vehicul, da, sau această trotinetă, evident faptul că atinge o viteză mai mare de 50 de km. Această categorie sau această trotinetă electrică care, după cum am menționat, are mai mult de 500 de watt, ea este introdusă în noțiunea de ciclomotor. Și evident faptul că la ciclomotor, da, cum noi mai spunem moped, da, la ciclomotor este necesar deja ca persoana să dispună de permis de conducere de sub categoria AM. Conform hotărârii guvernului, acum care este din 2022, cu 181. Deci din luna mai. Evident, faptul că pentru asta trebuie să duc să facă curs la școlile auto și să dispună, să dețină permis de subcategoria. Am înțeles, și aici cu o concretizare. Intră în această categorie sau în definiția trotinetelor electrice și roțile care sunt monociclurile așa numite? În definiție este indicat clar că deci trotinete electrice, electrică cu o roată sau mai multe. Am înțeles. Pentru că ca să nu putem să divizăm că mâine apare cu 5 roți sau cu 6 roți, nu știu, nu știu. Iată definițiile, da? Bicicletă, drum... La bicicletă ați introdus și bicicleta electrică, am văzut, da? Da, definiție. Și la bicicleta electrică, la fel, sunt ceva restricții sau... Ca să înțelegeți, inițial când s-a inițiat procedura de modificare, noi am studiat practica țărilor, statelor europene. Pur și simplu este o problemă la noi, pentru că, într-adevăr, infrastructura rutieră lasă de dorit. Asta este situația. De aia și, pentru că noi studiind practica Uniunii Europene, am văzut clar că bicicletele nu se deplasează acolo pe tronsoane de drum, unde viteza este mai mare de 50. Vorbim despre drumuri naționale, vorbim, mă rog, nu avem autostrăzi, dar asta era scopul, ca autoritățile administrației publice, atât centrale cât și locale, după caz, ca să facă infrastructură și să facă piste special amenajate pentru bicicletă. Da. Asta a fost ideea. Noi întrebările astea și chiar în trecut. Deci tot 500 de watt, tot, da? Adică situația similară, dacă bicicleta depășește 500 de watt,
trebuie să-și facă la permisa aia. Можно вопрос? Я не знаю, просто где-то дальше рассматривался вопрос, рассматривался вопрос обгона велосипедистов автомобилями в изменениях законодательства. Ну здесь есть такие пункты. Надо посмотреть. Да, было. Здесь есть. Суть в том, что, конечно же, мы эти все правила. Правила эти все прописали, и мы как бы имеем уже эту чуть-чуть историю. 13 пункт последний. Но суть в том, что надо... Ваш 13-й. Под номером 13. Но суть надо думать дальше, какие-то инструменты по-любому как-то расписывать, может быть, почетче. Но мы все-таки бьем в сторону еще инфраструктуры. Da, eu totuși, mersi că ați ridicat întrebarea cu depășire, eu totuși cred că ar trebui să ne oprim măcar un pic la momentul ăsta. Având în vedere, noi am înțeles că intenția dumneavoastră când inițial ați propus să fie interzis circulația și bicicletelor pe drumurile de viteză mai mare de 50, noi înțelegem că intenția cumva este una bună și anume de a proteja cumva cicliștii de accidente. Mă bucur totuși ați ajuns la, am ajuns la altă concluzie. În schimb, dacă într-adevăr una dintre prioritățile majore ale acestor modificări este creșterea siguranței bicicliștilor, am vrea să propunem, și asta a fost și în propunerea pe care am expediat când a fost perioada de să trimitem propunerile noastre, am vrea totuși să propunem dacă e posibil de adăugat în aceste măsuri urgentate depășirea de către automobila bicicliștilor cu, nu știu, 1,5 metri, așa cum e practica în țările europene, sau dacă 1,5 metri, nu știu, este poate prea radical sau prea complicat, măcar așa cum a introdus recent România, și anume, acolo este o explicație despre axa drumului. Dacă mașina depășește corot, axa drumului, sau jumătate de mașină depășește axa drumului. Și vreau să întrebăm dacă o astfel de propunerea ar putea fi introdusă tot în aceste măsuri urgentate, pentru că din experiența cicliștilor din toată lumea, asta este o măsură reală care într-adevăr cu mult ridică siguranța bicicliștilor pe drumurile atât din oraș, urbane, cât și pe drumurile naționale. Что нужно вносить изменения в обгон. То есть у румын очень хорошо сделано, при определенных скоростях автомобиль должен хотя бы наполовину выйти на ось дороги, если скорость больше хода, должен выйти полностью на, как бы, на другую полосу. Dacă s-a dat și eu la tot această temă, cel mai elocvent exemplu este strada Doina. Cu o singură bandă pe direcție și în momentul când ciclistul circulă pe metru său conform regulamentul circulației rutiere actuale, automobilistul el nu trece cu roțile peste cealaltă parte, ci practic se atinge cu carosarea, cu mașina de ciclist, ceea ce provoacă risc foarte major. Aici deja nu contează, are omul cască sau nu are, dar dacă va fi lovit, aceasta va fi destul de grav. Iată în ce cauză, ori să preluăm această legislație din România, ori iată cum a propus Ana 1,5 metri de la ciclist. Legea românească spune în felul următor. Dacă mașina circulă cu viteză până la 50 de km pe oră, atunci, cu roțele din partea stângă, trebuie să pășească peste linie separatoare. Dacă merge cu viteză peste 50 de km pe oră, cu axa mașinii sale, să pășească axa linie separatoare. Sau cu ambele roți. Uitați punctul 16, dumneavoastră, tamam cu bunul procesul este să vă uitați. Aici scrie un interval lateral suficient. Asta e și noi avem această formă, adică noi avem această viziune. Putem aici, putem la 16, dar să punem chestia asta și să facem niște acțiuni. Da. Eu am încă o întrebare privitor la catadioplă. Deci, catadioplă, da? Catadioplă, da. Catapote, cum se spune, da? Deci, sensul care, că bicicletele care sportive, da, profesionale, ele de la producător vin fără catadioplă.
Deci, de atât că toate competițiile și antrenamentele, ele deci, se desfășoară numai în timpul zilei. Și ghiuzina, deodată, este prescris că fără. Că asta îngreunează și bicicleta. Deci aici trebuie cumva de stipulat că să nu fim amintat și noi sportivi. Scuzați, dar noi am terminat, că de așa sărim dintr-un punct în altul și un pic, dacă nu permiteți... 8, eu să înțeleg că noi am terminat. Da, se accept. 8, noi am terminat, trotinetele electrice o să fie interzise... Categorie, am pus, pe trotinetele 500 de watt. Vreau să dau la 500 de watt, la trotinete cu rată. Acolo principiul leacă altfel, ei frânează nu din discuri, dar din motor. Și dacă motorul e slab, 500 de watt, asta e foarte puțin, asta e pentru copii. Și, de exemplu, eu cer cu o trotinetă de asta curată, iar 800 de vați, dar e tot supat pentru începători. Eu dacă frânez mai tare, e, nu ajunge puterea motorului și iese scârlit. Nu știu la fi, domnul, dumneavoastră, vă supărați, dumneavoastră trebuie să înțelegeți un lucru. Noi nu putem ca să prevedem toate trotinetele electrice, adică trebuie să fie clar și esențial, pentru că e foarte complicat și toate cazurile care și aici se întâmplă, iarăși nu e posibil ca să le prevedem pe toate. Pentru că dacă ne uităm din punct de vedere a fiecărui nominal a motorului, să luăm și același vehicul și așa mai departe, ele sunt diferite. Asta este situația, de asta noi ne-am gândit foarte atent la toate momentele respective, unde am stipulat până la 500 de watt și peste 500 de watt. Pentru că deja aici depinde și de caracteristica tehnică a acestui vehicul, care este, în primul rând, puterea și care și viteza atinge acest vehicul. Trebuie să înțelegeți acest aspect. Mâine apare poate și cu 900 de watt și cu 1 kW și el la fel poate are o viteză, cum spuneți dumneavoastră. Adică trebuie să înțelegeți și pe noi la acest aspect. Vreau să spun că dacă el are două sau mai multe roți, el după principiu, după fizic, el poate să dezvolte viteză mare chiar dacă motorul e slab. Dar cu o roată, el e făcut așa că el toată șifrânarea și accelerarea, el te ține pe puterea motorului. Și 500 de watt să sucot că e puțin și eu aș vrea să adaug, să fie în paranteză, pentru acel cu o roată să fie 1000 de watt. Monocicl. Da. Ele, dar care e restricția pentru peste 500 de watt care cine care permis? Poate o soluție ar fi să fie totuși diferențiat monociclu, pentru că acest termen deja este în țările, în alte țări este un termen monocycle, deja aprobat, și să fie atunci diferențiat trotinet electric și monociclu. Și atunci să înțelegem că nu e vorba de monociclu, sunt aceste specificități care sunt diferite. Păi asta și idee... Eu nu cer definiție separat. Pentru mine ar fi ok, cred că ar fi ok în general, în paranteză să fie pentru o roată. Eu înțeleg. Noi acum vrem să facem un lucru comun. Adică eu vă invit să ieșim de, pentru mine, fiindcă dacă noi, pentru fiecare și ce e bun în parte, noi documentul ăsta nu scoate niciodată în viață. Dar cumva, copii. Dumneavoastră a spus niște cuvinte foarte corecte. Pentru copii, e mai mic. Și ideea e că noi am observat când e 500 plus vați, anume copiii și le iau. Dumneavoastră nu o să vă fie nimic greu să faceți aia, asta la ciclomotor, acolo nu e așa de complicat. Dar ideea e că să filtrăm din public care nu are idei. Dumneavoastră vreți de asta și vă deplasați probabil cu ciclomotorul ăsta, cu nu cu ciclomotorul. Cum am început cu Liga de Mirași, cunoașteți regulile și aveți vârstă și cernământul. Când e vorba de populație mai, nu că mai, să nu fac cumva o referință, dar nu au încă ideile astea care sunt convenite pe regulament și pot să iei de 500, 600, 800. Adică noi putem spune, nu că noi putem spune, dar în sensul că nu noi decidem până la urmă, dar ideea e că iarăși asta s-o arde din partea asta europeană, dar eu prea mult deja vorbesc. Gaia s-a spus corect. Pentru copii e mai puțin. Și atunci și pentru tineret care ar putea să depăsează. Gândiți-vă, chestia asta să depăsează, el doar nu o să meargă pe drumul cu monocicul, da? Nu o să meargă pe care să aibă, nu, puține șanse. Dar el pe tineret merge pe pistă, pe trotuar și dacă se... Depinde de persoană. Un copil știți să o ia monocicul este de 800, 1000, 1 kW, știți, adică
Permisul este aer, nu e nimic complicat. Ideea e că dacă noi putem să facem altfel, noi putem să propunem, da, să facem carnetele astea, ca toți să facă școală, să fie autorizat, licență, da, să fie de cap, lumea să înceapă să le facă așa cumva nașpa. Ideea e că sunt mulți care carnetele astea electrice, monociclurile, le utilizează neavând idei nici gram de reguli. Și stamponează în pietoni, stamponează în alți copii. Și atunci întrebarea apare, băi, dar voi, dar și vă uitați, că voi ca sistem, ca poliție, voi ce faceți? Noi, băi, oamenii trebuie să fie mulțumiți, mai ales. Eu înțeleg, eu spun. Ok, sorry. Înțeleg, da, adică argumentele. Eu am experiență în domeniul ăsta cu monociclurile și vă spun că pe piață, care sunt până la 1020, ele sunt slăbuțe, ele sunt un om matur, pentru că nu am înalt să iau. Ah, este de vedere. Da, dar viteza care o atinge, care este? Pentru că e poate fi mai mare de 50. Nu, 30. Asta și vă spun, ca să ajungi, vreau să spun că 1000 de vați, asta e, nu poți, în primul rând, dacă ele sunt aprobate în Uniunea Europeană, mai mult 25 ore ele nu poate să iei. Asta doar dacă îți cipate de cineva care e legal. Așa și bicicleta electrică. Ca să ajungă monociclul ăsta 50 la ore, el trebuie să fie minim 2000 de vați. Că el așa e socrutit, când tu frânezi, el frânează de motor și dacă eu pun un motor mic acolo, de 500, tu deodată chești, el n-are putere să se frâneze. Și de asta aș vrea în paranteză să fie pentru un... Deci, eu nu știu, eu am analizat o situație, chiar și în municipiul Chișinău, nu e problemă, chiar nu am telefonul cu mine, dar vreau să vă arăt unele video, chiar și aici, lângă Cir. Vreo două accidente am avut. Reieșind din faptul că avem unele denivelări ale drumului public, persoana frânând, pentru că vă dați seama că roata asta, învelopa asta mică, la trotinetă, da. Și evident faptul că pur și simplu nu am telefonul cu mine, dar nu e o problemă, eu vă prezint și dovezi. Să vedeți câte accidente avem, cum ei cad de pe trotinetele este electrice. Pentru că ghidonul ăsta, el nu mă ține cu mână, ghidonul ăla așa, merge ghidonul așa, și de regulă nu o viteză așa de maxim, așa de undeva 40-50 km. Nu, dar asta, trotinet, asta e clar, eu vă spun. Da, dar dumneavoastră trebuie să înțelegeți clar că noi nu le putem cataloga fiecare în parte. Noi am încercat, să facem segway, dacă ei se testește, și am primit tot transparență, foarte multe avize negative, în sensul că mâine să fie altfel, sau să apară altceva, voi cum vă uitați? Asta care propun că dacă e o roată, maxim să fie 1000 de bați. Noi putem să preluăm de legislație europeană. Dacă ei totuși au catalogat trotinetele aparte și monociclurile aparte cu o roată, înseamnă că putem și noi acest lucru să facem. Nu, noi tot am, într-adevăr, cum spuneți dumneavoastră, am studiat practica Uniunii Europene și iată am vrut să interzicem bicicletelor care pe unii tronsoane de drum care depășesc viteza 50 kg de kilometri ca să nu circule. Dar, oricum, vrem să găsim un numitor comun cu dumneavoastră și să ajungem la noi, eu propun soluția. Noi aici am pus, da, cu o roată, adică asta și este să consultăm... Deci noi consultăm practica cancelariei, dacă... Noi ar trebui să facem o definiție nouă, ideea care... Nu, scoatem paranteza, nu, dacă e curat... Ca să mă înțelegeți, cum că am inițiat procedura... Aici supunem 800 și 203 de lucrurile 500. În cazul locului de lucru au participat cei de la Universitatea Tehnică, nivelul mediului academic. Și mai mult ei s-au expus anume pe caracteristicile tehnice ale acestor vehicule. Pentru că și ei au făcut un sondaj anume la trotinetele este respectiv. De asta și s-a studiat anume atât momentul respectiv. Dacă noi rămânem în contact cu mai nu, noi trebuie și noi trebuie tehnic să înțelegem. Dacă este cineva să dea descrierea crute, că e așa, crute și cu voi, la noi pe piață de 500 nici nu se existe de 800, atunci, da, trebuie să gândim. Dar să vă gândim, o să facă să vă știți. Vreau să mergem mai departe. Și tot este chestia asta mai mare de 500. Da. Bine, vă spuneți, vă rog, eu revine am și m-am zis ce. Majoritatea bicicletelor care s-au aprobat cu Uniunea Europeană, nu pot ies de China, Rusia, Ucraina, chestiile astea care ele strânsă, chestiile astea și vă duc pe piață cum vă rău. Acolo merge aprobarea acum 25 de ore. Nu contează cât puterea motorului. Puterea motorului se calculează în newton metri. Deci, în dependență de nivelul care tu îl alegi, el te ajută pe tine. Cum tu ai trecut de 25 de ore, motorul se te cuplează și tu dai pedale cu bicicletă obișnuită.
cum catalogăm chestia asta? Cum doar? Hai să interzicem bicicletele electrice și nu mai cumpărăm la soții, la copii, la astea. Noi nu le interzicem. Dar cum merge treaba? Că spuneți-mi, eu sunt trimit soția care are copil la permis pentru o bicicletă electrică? Asta e o prostie, asta e o prostie. Și în urmă, spuneți-vă, vă rog, unde ați văzut dumneavoastră în Uniunea Europeană că cu cicloturismul? Ce facem cu cicloturismul? Sunt băieți și eu și inclusiv aici în sală care participă la brevete, de 1000, de 2000, de 600, de 400, toate scotare. Nimeni nu ne-a interzis niciodată să participăm pe drumul public. Doar pe autostrăzi. Gata, unde e chestia? Bun, eu am întârziat, dar vreau să știu. Unde e chestia asta mai mult de 50? Sau noi avem o pusă de știu? Nu, 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 bine, și cu biciclete electrice. Spuneți-vă, rog, eu mai spun o dată. Aia ăștia care evident noi, care mai biciclete electrice, dar nu dau din pedale și îi zboară cu 80, aia ăștia da. Dar eu vorbesc biciclete catalogate care s-au aprobat din Uniunea Europeană. Cum se diferențiază? Pentru că pe străzi sunt și de asta și de asta. Cum noi să reglementăm în așa fel, încât pe unii să reglementăm, dar pe alții... Haideți să ajungem la întrebarea asta toți împreună, dar nu deodată interzis și să fie. Noi mai nimic să ajungem la nimic. Sunt în voie la oameni să nu nimic, nimic, nu interzice. Noi, conform logice din noastră, tot ce e reglementat, asta e interzis. Atunci noi trebuie să abrogăm și regulamentul, și codul penal, și codul condițional, tot abrogăm și atunci dumneavoastră cumpărați soției bicicletă. Deci, ideea e care? Noi reglementăm ca copiii care nu au atins, sau nu cu copiii, persoanele care au, nu au atins majora, da, vârsta, el deplasează cu electrice, dar mai puțin de 500 de bază, fiindcă așa au calculat tehnicienii. Eu nu v-am întrerupt. Dacă dumneavoastră doriți ceva mai masiv, mai puternic, atunci plecați și faceți cursuri cât acolo, o lună sau două, nu e o problemă. Dar asta e o idee că noi ne asigurăm că persoana chiar va cunoaște regulile de circulație. S-ar putea de pus un carnet, ca în Europa, da? Facem simplu un carnet, dar dumneavoastră știți cum să fie carnet. Dar facem recomandare, tot dumneavoastră mai bine ca mine știți ce o să fie dacă e recomandare. Eu știu una. Noi, ca cicliști, electric, nu electric, noi oricum trebuie să cunoaștem regulile circulației obiectului. E corect? Corect. Că merg eu cu electrică și nu electrică. Și vă spun încă o dată, băieții de la Universitatea Tehnică, ei sunt tehnicieni, dar ei nu sunt șoferi. Asta e ca și cum ai chemat niște băieți care ei au învățat teoria și practica, dar el nu are automobil și el nu merge. Eu vă spun așa cum este. Ei nu sunt cicliști, ei nu sunt plătiniști, ei nu sunt mai departe și așa. Dar care este dovada dumneavoastră că cunoașteți regulamentul circulației rutiere? Puteți să-mi spuneți? Eu sunt șofer de 20 de ani. Dovada că dumneavoastră e cunoaște. Vă ați permis? Nu, la general. Ce vreți? Vă ați licența de ciclist și cred că mulți au luat de ei. Ce vreți să mă leagă? Dacă mă vedeți dumneavoastră, dar hai mai calm, mai liniștiți. Eu vă arăt. Și asta, ați văzut dumneavoastră, ați vrea să poftim? Nu toți cicliștii au permis de conducere, despre asta și-i vorba. Aveți o propunere concretă. Cum noi putem să diferențiam între bicicletele electrice acceptate din Uniunea Europeană și bicicletele electrice, cum spuneți dumneavoastră, palionne, ca să zic așa, pe limba? În primul rând, când noi procurăm o bicicletă, avem niște documente, niște acte, în actele cele e scris tot. Hai că la noi, Moldova, nu toți au acte și nu toți știu de unde au luat toate biciclete. Dar asta ar fi o idee, deci ca o idee. Și în primul rând, când scoți bateria din bicicletă și ea sau la majoritatea care nu se scoate, scrie pe dânsa, puterea motorului, tot ce le spune. Acolo toate date scrise. Deci, propunerea... Este un telefon, nu toți au telefoane mobile. S-au scanat codul QR pe rama bicicletei și îți spune toată informația despre dânsa asta. O minută durează. Adică noi putem controla actele, permisul, amenzile. Dar o chestie de asta care nu durează nici o minută, nu putem face. Bicicletele electrice, până la 500 de bați, nu necesită, conform noului regulament, nici permis AM și pot circula. Eu vorbesc cu acestea mai mult, că majoritatea au mai mult. Nu contează. Nu, care are mai mult, deja e merge ca vehicul și trebuie înregistrat. Putea să mă până la 25. Eu vă spun care o are soția mea. Și majoritatea sunt așa. Vă spun că asta e catalogat din Uniunea Europeană. Și în Uniunea Europeană, tu circuli cu bicicleta electrică, independent, nu contează și puterea are motor. Eu vă spun așa cum este. Nu știu cum am luat unde ați luat informația. Nu, dați să facem o remarcă ca să înțelegeți. Dar noi toți înțelegem că Uniunea Europeană este bine, dar este permisă și infrastructura rutieră. Aici alt aspect. Atâta timp cât dumneavoastră aveți unele propuneri care ele sunt valabile pentru Uniunea Europeană, de ele acolo sunt garantate de infrastructura rutieră, inclusiv și cu grarele astea mea. Atâta timp când la noi infrastructura rutieră nu vă permite ce să faceți, pur și simplu vă expunem riscul mai mare să ne meriți în accident rutier.
Iată de la ce s-o pornitoare. Nu e destul doar să permitem prin regulament, dar trebuie să garantăm și din infrastructură că acest lucru să fie respectat. Sau să fie garantat securitatea dumneavoastră în acel moment. Nu, eu am înțeles, sunt de acord. Și totuși, iar mă întorc, după ce sondajul s-a luat, câte accidente s-au întâmplat cu cicliști? Din cauza ciclistului. Putem să concluzionăm această idee. Eu încerc să spun, poate am început un întâlnire, pur simplu, eu am întârziat un pic, nu știu tot despre ce s-a vorbit. Vreau una să știu, nu îmi luați nouă dreptul de a circula. Eu vă rog, dați facem ca fiecare să poată circula. Ori să cunoască cumva legul în circulație, să ducă la niște cursuri, că eu sunt de acord, eu fiind și șofer și ciclist, eu văd și acela greșește și acesta, că toți greșim. Dar nu trebuie noi, fiind automobiliști, să arătăm cu ei și stimate domnul, eu am comunicat anterior. Că atunci când cele care depășesc, înseamnă că va fi nevoie ca persoana să dispună și să dețină permis de sub categoria M. Eu deja am comunicat aspect, dar nu interzicem absolut la nimeni. Eu vă înțeleg. Hai să trecem, vă rog, toate tipurile de motoare. Vă spun așa cum este, majoritatea motoarelor și cretele, sunt mai mari de 500. Dar viteza maximă e 25 pe oră stabilită din fabrică. Tu nu poți merge mai mult 25 pe oră. Și nu e tipul cel de motor care a apăsat butonul și el te duce. Fără să dai din pedale, nu. Hai acolo unde sunt divergențe, lăsăm la o parte. Este o divergență cu monociclul ăsta, este o mică divergență cu biciclete electrice. Hai să mergem mai departe, acolo unde este consens, ajungi la final unde este consens, pui punct și revii cu acolo unde este divergență și discuți cu aceia care au interes sau au anumite cunoștințe, că așa n-ajungi nicăieri. Corect. Vă rog, haideți să mergem mai departe. Deci, noi avem punctul 10. Aici am vorbit despre interzicerea căștilor, da, în ori, în sensul că la teritori. Și a fost o propunere ca în genere de teritorică, dar noi eram contra și am spus că da, care și Bluetooth. Că mă rog, ce să-mi spun și Bluetooth, trebuie să spun la telefon. Asta e ok. Ok, nu, nu e problemă. Problema atunci când îmi spune niște GBL-uri este... Da, nu e ok. De acord. De acord. Așa... Obligația de pentru conducător... Noi putem să ne oprim la punctul acesta. Asta. Da, că dacă vedeți, eu sunt de acord că foarte multă lume din Republica Moldova erau contra la centură, contra la, la scaun pentru copii, însă aceasta este o practică europeană. Și centura, și... Nu e americană. Așa. Eu spun despre europeni, că noi totuși încercăm să sincronizăm legislația noastră cu cea europeană, să armonizăm. Și noi respectiv privim cum au făcut și europenii. Ce ține de cască, obligativitatea în momentul actual există practic numai în Australia. În Europa, inclusiv în Ucraina, Belarus, Rusia, toată această zonă, nu există obligativitate de a purta cască. Eu am o propunere. Cască să fie obligatorie doar interurban sau pe drumurile naționale. În localitate, orică suntem în Chișinău, eu merg și la magazin tot cu bicicletă și asta sunt practic 150 de metri. Sau oameni din localități, din sate, care merg iarăși prin sat, de la un vecin la altul sau până la piață. Toate acestea să fie
fără o obligativitate. Fiecare să decide în privința sa de a porta cască. Dar între localități, mai ales când sunt aceste curse, atunci, da, fiindcă în acel moment omul se concentrează înainte și, da. Din ce cauză eu spuneam despre căștigă? Eu înțeleg că doriți să evitați traumatisme. Eu însă aș dori să evităm orice tamponare. Adică eu conștientizez că în cazul în care eu vă fi tamponat, pe mine cel mai mult m-ar durea coloana vertebrală. Aceasta este cel mai slab punct care noi nu putem să-l protejăm. Și protecția prin acest regulament circulației artiere este depășirea cât se poate mai îndepărtată de ciclist. Adică dacă noi în Chișinău avem foarte multe accidente mici de mașini, însă omul se află într-o carcasă metalică și cu cuplat, toate acestea sunt fără victime, fără traumatisme serioase. Însă un ciclist, dacă doar să fie un pic lovit, pentru el aceasta ar fi grav, chiar dacă va fi și cu cască. Iată în ce cauză propunerea era și cu depășire să avem această legislație preluată de România, dar și cu cască asta să fie obligatoriu doar pe traseele naționale. Dar nu sunt de acord. Nu, cască ar trebui să sunt de exemplu. Da, e predicată mâine. Nu poate și cu predicată mâine, vă rog. Poate și cu cască только на национальной трассе, потому что, на самом деле, это как бы, скажем так, допустим, я езжу всегда в каске, я своих детей заставляю всегда ездить в каске, то есть для меня это вообще не является как бы проблемой, но просто, мне кажется, принятие законодательства в таком виде, оно вызовет очень, как бы, очередную волну негатива, потому что окажется, что любой человек в деревне должен купить каску, то есть как бы любой владелец велосипеда в деревне должен будет купить каску, и я боюсь, что в этот момент в Кишиневе просто закончится запас касок. Если они попадаются, да, выполнить, либо, в принципе, любой деревенский полицейский будет ходить и просто утром выйти, сам будет собирать большую штраф. Нет, у нас тут, чтобы поставить эту точку, разъяснить, у нас два пути тут. Первый. Мы вообще не трогаем этот пункт, оставляем, как было, рекомендат, да? И вот вы сами сказали, надо дорогой больше носить, закончится каски, то они никому не нужны, потому что они... Я вам скажу другую вещь. Вот мы проводим все, я просто скажу и от имени федерации, и от спортивного общества. Вот мы проводим мероприятия в городе Кишинев, да, например, да, маратон Кишинев, Савчева, да. У нас было рекомендовано каски. А вы просто не знаете, как организаторы, сколько проблем потом с людьми. Почему? Потому что люди не обучены, люди не знают. Они когда собираются в группу, очень много падений. Тех, которых вы не знаете. Вот сейчас я проводил веломарафон в Бельске. Да? У нас было за 16 падений. Благодаря каскам за 2 человека все в порядке. А те легко просто... Поэтому надо обучать их каскам и ходить к ним. И если они... Да. Наверное, да. Проблема в том, что, дело в том, что в этом виде, вот если сказать, что она обязательна, то исполнить это законодательство будет нереально. То есть это, как бы, грубо говоря, либо на этот пункт нужно будет говорить, товарищи в деревнях, пожалуйста, закрывайте глаза, то есть, что является как бы нарушением закона, либо это будет срок. Fiecare om din sat care are bicicletă va trebui să dea cel puțin 500 de lei pentru cască și va circula cu cască până în sat. Corect înțeleg? Toți din sate, și mai ales avem sate în care o mare parte au biciclete și circulă deja de 50 de ani, circulă cu bicicletă. Și noi, acum le vom spune că aceasta este obligatoriu și polițistul de sat acum va avea motiv să-i aminteze pentru că nu circulă cu casă. Dumneavoastră un pic greșit abordat subiectul. Dumneavoastră abordat subiectul din punct de vedere că polițistul o să sancționeze. Dar de ce nu trebuie sub aspectul dat că casca asta o să garanteze securitatea? Ok. Tantea Leona duc la Tantizina, o să fie necesar să aibă cască, dar să ajungă la Tantizina. Dar nu costă. Раз будет очень самая такая больная момент, потому что там часто бывают как бы, очень много личностных конфликтов. И как раз вот это будет, то есть там, грубо говоря, полицейский не любит этого соседа, и вот он будет его подлавливать каждый раз без каски и выписывать вполне законный ему штраф. Домна посла, мы начинаем, а прям факты могут обчленить по тампонаре пьетонилов виктиме.
Mort. Noi impunem pe Tony să circule cu cască, să traverseze drumul cu cască. Noi chiar dacă că ei treacă drumul acolo unde trebuie să treacă și unde e sigurat și șoferii ca să-i acorde prioritate. Pentru asta avem articolul 245 cod convenționat care ne permite sancționăm pietoni, care trebuie să avem reglementat și avem 238 alea 3, care sancționăm cu șoferii care nu le acordă. Iată, corect, în așa caz, ciclistul care a încălcat regulamentul și cu la certie, a trecut reglementat. Dar în viziunea dumneavoastră, care ar fi pârghie, de exemplu, noi o lăsăm cu titlul recomandat, care ar fi pârghie că noi să ajungem la conștiința la acea persoană care, ca să și iei casă, fără ca să sancționăm. Deci, noi nu ar trebui să nici să obligăm această persoană, noi ar trebui... Care ar fi pârghie? Ce ar trebui să facem noi? Nu numai poliție, poate și autoritatea publică locală sau așa. Ce? Casca în sine nu este un scop în sine. Scopul este siguranță. Omul se simte liber și sigur pe o porțiune de drum. Orică este pieton, orică este ciclist, orică este automobilist. El trebuie să simte în siguranță. Și casca în sine nu este doar ca să fie cu cască. În așa caz, noi ar trebui și pietonilor să dăm cască. Nu spunem că să fie. Dacă permiteți, colegi, sau cum aici, cine moderează? Eu încerc, dar nu mă ascultă nimeni. Încerc să moderez. Haideți, vă rog, pe rând. La subiectul ăsta, dar putem să finalizăm în câteva minute. Poftim. Da, într-adevăr, cumva ambele părți au argumente foarte valide. E clar că între drumurile astea interurbane, viteze mai mari 50 km, e obligatoriu, trebuie să fie, nici nu se discută. În același timp, e clar că în sat e să fie implicat, nu știu cum. Dar copii ce o să fac copii? Totuși trebuie să facă. Dar haideți eu să termin gândul și apoi... În oraș, ce am putea face, de exemplu, e să spunem că acolo unde sunt piste, da, sau este omenajată o piste de bicicliști, se permite și fără cască, pentru că în Europa se permite fără cască, clar. Da, asta s-ar putea face. Cumva, eu ca biciclist recunosc, nu pot cască, dar nu înțeleg ce ar trebui. N-am o opinie concretă, dar dacă s-ar fi ideea să ajungi la un fel de compromis, ca să încurajez oamenii să poartă, cred că ar fi ideea asta neapărat și obligatorie între localități și deja în sate poate să rămân recomandare și la oraș deja... Ok, sau doar noaptea. Haideți! Mulțumesc! Aici m-am ridicat. Da, eu cred să susțin ce a fost spus înainte despre acei posibil o să fie foarte greu de implementat regula asta, ceea ce nu-i bine nici pentru cei care au făcut legea, nici pentru noi în general. Și o să întâmple fix așa cum se întâmplă cu vesta asta, care e obligatorie, dar regula se aplică arbitrar. Și ciclești sunt abuzați de fiecare dată când sunt ziua mează mare opriți, într-un loc iluminat, ziua și arbitrat. Și fix așa poate să întâmple cu căștile. În locuri care sunt sigure, unde merge pe o cărare lasat cineva pe bicicletă, să fie oprit și să zică de ce nu porți casca. Și merită de fiecare dată să vedem nuanțele și să vedem diferențele. Și acolo unde este posibil să le facem așa cum a fost propus, concret pe anumite trasee să fie obligatorii, pe altele să nu fie obligatorii. Pur și simplu să începem să ne uităm nu doar printr-o regulă care să fie generală, dar să nuanțăm și să vedem unde se poate face diferența. Până acum asta a fost o abordare, deci am văzut în discuția noastră. Pentru localități în oraș, aș spune dacă s-au pe traseul central sau în afară, noi, casa obligatorie, dacă s-au adică merge traseul prin sat. Spre exemplu, el merge pe traseul ăsta, să admitem, da. Chiar să fie și drum local, drum regional. Eu spun, de exemplu, localitatea Ferisecea. Dumnezeu spuneți că în localități le dăm voie să meargă fără traseu. Porțiunea asta de traseu care trece prin Ferisecea, eu cum o să trebuie? Dar ideea e că revenim la 50 km la oră, limita, nu? Da, vreau frumos aici. Eu vă spun că chiar și la școală, da, sunt lecția este de...
am de ori pe moment ce cu ațărchiere, ca exemplu, da? Și eu vreau să vă spun că copiii nu prea respectă ceea ce spune acolo. Tot și aici, da? Totuși, propunerea mea, da, să dăm, spunem așa, la, deci primim, da, ca să dai, răstinut na god. Așa? Adică pe perioada, da, pentru adoptarea oamenilor. Eu vă spun și altceva, a ceea ce văd eu, da, dumneavoastră posibil că nu vedeți, ca și povestea. Când e perioada de toamnă, da, și perioada de primăvară, dumneavoastră n-ați văzut că vă trei ori mi-au salvat mie viața și copiilor cu care eu mă deplasez zilnic. De ce? De atâta că atunci când mergeți, da, deci afară întunecat, șoferul este obosit și linia asta de orizont e să șterge și el nu vede. Atunci când el merge și întuneric, ea ca poftim, pah, este. El spune că, o, am observat. Chiar s-a oprit două ori și șoferul mi-a spus, bine că ați fost în veste. Am fost obosit, nu v-am văzut. Nu, eu zic așa în general. Ce depinde, clipă, ce depinde de caschete ce văd, ce văd eu, da? E o problemă, da? Într-adevăr, e o problemă pentru, spunem așa, oameni din sat, dintr-o parte. Dar mă gândesc că dacă de explicat de ce facem lucrul ăsta, de curs de un an, un an și ceva, ei ați trebuiască să revină la momentele ei. Nu spart oamenii. Eu cred că din cauza asta s-a introdus vestea obligatorie și pe timp de zi și pe timp de noapte. Să nu fie întrebări. Deși nu ai ideea de vestea noapte, deși nu ai. Da, asta s-a scos în regulament. Hai să rog la subiect, că timpul e puțin. Dacă mai sunt comentarii pe partea de cască. Dar și o să fac un comentariu, dacă nu... Da, eu am vrut să adaug cască, eu cred că e obligatorie și în oraș, pentru că eu personal cunosc cască, când o mașină a trecut și o dat doar signal. Băiatul a căzut jos și a decedat. Doar s-a speriat. Apropo, fiindcă nu a avut cască, s-a lovit cu capul și toți știm că partea sensibilă e capul. S-a lovit și a murit. Cască obligatorie. Cască obligatorie. Eu vreau să adaug aici un comentariu. Cu claxonatul, apropo, este o problemă destul de mare, mai ales în Chișinău. Claxonatul nejustificat, de câte eu știu, este încălcare. Asta e o problemă foarte mare. Claxonatul nejustificat, și anume la o distanță foarte mică de biciclist, este un risc extrem de mare. Asta pe tine te sperie și, într-adevăr, poți să încălcați să te accidentezi. De asta nu știu care ar fi soluția, dar vă rog la claxonatul ăsta să atrageți atenția cumva de venit. Aici regula este, deci merge de jos. Da, dar scopul evitării unui accident în trafic rutier, eu nu știu conducătorul auto ce vede înainte, dacă vede un biciclist și el dacă vede că e un pericol de accident, evident poate că... Da, probabil că aici ar trebui să migrăm în partea asta de mecanisme, fiindcă la noi problema de bază nu e atât în legislație sau acolo nu puteți. Dar în momentul când nu sunt pe care niște instrumente și atunci când noi discutăm de astfel de situații, ar fi foarte binevenit să nu discutăm doar atunci când facem o hotărâre de guvern. Dar haideți împreună cu eu, da, să facem o campanie, fiindcă dacă noi o să analizăm pentru, așa, pentru singur, da, să vedem în perioada de timp, în 3-4 ani, 3-4 ani în urmă, mult mai des erau claxoanele astea și adică lumea cu un pic se civilizează. Și dacă depunem efort să facem campanie, atunci poate și aspectul ăsta de recomandabil de cască tot o să lucrezi, dacă tu îl recomand să spui că, băi, uite, ai de câștigat. Mă scuzați, îmi dați voie. Aici ce vreau să ajung. Eu consider că casca nu trebuie să fie obligatorie. Am locuit în 5 țări diferite unde am mers, în toate cu bicicleta, niciodată nu am purtat cască, nicăieri. M-am întors în Chișinău, am simțit că aici este pericol mai mare și riscul este mai mare, mi-am cumpărat cască și port cască. Dar asta este decizia mea individuală, percepția mea individuală a lumii din jur și eu sunt de acord cu dumneavoastră, nu cu cojucare. Mai bine să facem o campanie, să lăsăm recomandat și să facem o campanie în care ne implicăm și noi, ne implicăm toți, în care să responsabilizăm indivizii că purtatul căștii este o măsură bună. Dar închipuiți-vă, dacă noi punem astăzi casca obligatorie și apare totuși infrastructură de biciclete, dă Doamne, da, în 1, 2, 3, 4, 5 ani, punctul acesta nu menționează nimic despre infrastructura de biciclete. Asta înseamnă că inclusiv pe pistele și benzele dedicate bicicletelor va fi obligatorie casca, ceea ce arată că în practica europeană în orașele în care există infrastructură de biciclete și ea este sigură și separată de fluxul de mașini,
nimeni nu poartă cască, pentru că casca este un fel de, cum să zic, element descurajator pentru oameni. Pentru că, nu știu, cuiva estetica nu-i place, cuiva, el știe că traseul lui până la serviciu este lipsit de pericole și nu sunt nevoie să poartă cască. Adică sunt multe momente personale și individuale care fac oamenii să decide să nu poartă casca. Și sunt chiar și studii pe care, dacă doriți, putem să vă le expediem, care demonstrează că portatul, că introducerea obligativității căștii descurajează mersul pe bicicletă, pe când noi vrem să încurajăm și să fie cât mai mulți oameni care circulă cu bicicletă. Credeți că e ok cu punctul, da? Da. Cred că, de exemplu, ce e interesant, dacă se poate, poate poți face ce poți face pentru că mergi la regulament, pentru ca să gestionați partea asta de trotinete electrice și din cauza că început să crească numărul noștri, au reglementat, în termen. Și am observat că ea cred că ți-o livea de la scopul principal pe care o să vă văd și am zis pe discuție, suportare, 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 să-mi interesează cu interesele promoționale. Și mesajul principal să fie în viață, din ea, la oameni, să spuneți. Da, aici e de mesaj. E pericol pentru copii și pericol pentru circulație, trotinete electrice, pentru că nu este în legi, nu putem face nimic și e greu. Și s-a dus discuția cu portatul pește și neportatul pește, ca și cumva vă este un băieț elect. Noi, din fericire, niciodată nu ne figurăm după marketing și de asta nu am noi cumva ce o să gândească lumea. Spune, niciodată, câți lucruri bune am făcut, am început activitatea și de la investigație pe omul pe care am lucrat. Și câte cazuri bune am făcut, nimeni niciodată mulțumesc, nu ne-a spus și nici nu pentru asta facem. Aspectul tot de la vizul venit. Fiindcă vedeți cum tot aici e diferit și noi le-am pus la maxim toate care le-am avut. Noi când am anunțat că facem regulamentul, ne-am oprit că avem 29% modificat. Că dacă nu era procentul ăsta, noi poate continuăm mult. Și alte ministerii, hai că de mult trebuie modificat. Și aici ești, hai de modificat. Și de asta la noi și-a venit ideea că noi în curând o să trebuiască să o abrogăm. Adică ei acum e temporar multe trotinete electrice și cumva să vedem să testăm pe două bicicletele. Cu căștile e clar, am notat, cred că ești în decizia de propunere. Încă o recomandare, sorry, nu-i mergeți la punctul. Poate, dacă doriți, haideți să testăm atunci pentru trotinetele electrice sau pentru cele care depășesc 500 de vați să fie obligatori. Pentru că, într-adevăr, nu poți compara viteza care dezvoltă un biciclist. Cam asta și eu de omul citem, de asta și zâmbetul și citem și ca atare noi așa și am făcut de unde am încurcat. Uitați-vă cum sună acum în redacția nouă. Asta e redacția veche și asta e redacția nouă. Se poate pe carcasă de protecție prinsă în cataramă, în timpul depăsării pe motocicletă și ciclomotor. Adică trotinetă electrică și mai mult de 500 de vați și bicicletă mai mult de 500 de vați. Restul da, dar pe de față scrie că casca de protecție este obligatorie și pentru conducătorii de biciclete și trotinete electrice. Aha, a doua propoziție, exact. Încă asta vrea să fie... Dar cum poliția să afle dacă e mai mare sau mai mic de 500 de vați? Te oprește și cum afle dacă e 500 de vați? Deci cele care sunt, vor fi peste 500 de vați, obligatoriu trebuie să înmatriculate. Deci trotinetele electrice, hotărârea guvernului prevede înmatricularea acestora. Orice vehicul, la momentul actual, se înmatriculează. Și dacă el face parte din categoria ciclomotoarelor, vehiculul se înregistrează. Și la un preț cum nu e înregistrat? Cum aflați că e ceva? Păi dacă nu e înregistrat, este trebuie să fie pașaportul sau certificatul de înmatriculare. Dacă el e înregistrat, e certificatul de înmatriculare. Dacă nu e înregistrat, înseamnă că el trebuie să deține un act care atestă faptul la folosirea acestui vehicul. Deci dumneavoastră când, sau persoana când se duce și procură o trotinetă electrică, în baza buletinului de identitate, îi eliberează trotineta cu pașaportul tehnic, caracteristicile tehnice a acestui vehicul. El trebuie să le dețină. Pentru că altfel îți pui întrebarea, sau factura. Factura pe factură este scrisă acolo, care este puterea nominală. Eu încerc să spun, o să fie problemă, cred că, cu imatricularea decât cu permis. Sau niște cursuri pentru când merge vorba de imatricularea unui, nu, o bicicletă. Noi bicicletele le vindem, le cumpărăm, ele nu stau mult, să zicem. Toată chestia asta se transformă în birocrație. A cumpăra și a vinde o bicicletă. Deci, dumneavoastră trebuie să înțelegeți, asta nu este de competența noastră. Păi, asta bine, este de competența Agenției Servicii Publice. Evident faptul că ei... Dar prin asta noi îngreunăm situația omului. A noastră, personală. Noi vrem să facem bine, dar noi mai tare îngreunăm. Haideți că dăm altă soluție. Mai ușoară. Mult stimat, domn. Noi dorim ca toate trotinetele electrice, ca oamenii să se deplaseze cu ele. Inițial, dacă vreți dumneavoastră să mă credeți, o zi frumoasă.
Inițial, dacă vreți dumneavoastră să mă credeți, noi am vrut ca să interzicem trotinetele care ating o viteză de 80 km. N-am făcut acest aspect. Pentru că, mă rog, este o necesitate a omului ca el să o folosească. Dar lucrul ăsta trebuia reglementat. Dacă o reglementăm și persoana trebuie să dețină permis de conducere, ea automat cade sub incidența hotărârii de 1047 ca vehicul, orice vehicul se înmatriculează dacă el depășește puterea nominală de 50 cm cub, da? Spre exemplu, da? Și au fost introdus toate unitățile, că de la 1 cm până la 50, ele toate se înregistrează. Asta a fost, ca dumneavoastră să înțelegeți, asta a fost inițiativa Agenției Servicii Publice. Poliția aici, la moment, nu are absolut... Eu mai mult m-am încercat la biciclete, nu la trotinete. Vă spun așa că la trotinete sunt de acord, fiindcă de ce? Trotinete se urcă copii. Când ești la 10 ani și după 10 ani, poftim? Când ești la trotinete în sală, dacă ești la trotinete. Când ești la bicicletele, te întindești. Nu, eu vă spun de ce că... Asta noi am chemat și trotinete, știți, am chemat. Pe trotinete se urcă copii cu o vârstă mult mai mică decât pe biciclete, fiind de acord. Pe drum public, să vedem mai mult trotinete de o vârstă mică, spun decât cicliști. Cicliștii sunt de o vârstă mai mare, ei deja au o altă experiență. Ideea că ciclistul e foarte atent la drum. Cine n-ar spune, dar ciclistul e mult mai atent decât un șofer și decât un bietor. Vă rog să scurtați, Dar astea, trotinetele sunt de acord de a pune măcar niște cursuri, de a forma că conducătorul noastră regulă cât își de cât la semafor, la pietoni și să nu treacă pe banda unde rulează sau să nu da, asta de acord. Aici la urmă. Mai mult încă o întrebare pentru trotinete electrice. Nu știu dacă avem reprezentanțe la Bolt sau DAC, dar întrebarea este dacă trotinetele este electrice de la self-service depășesc 500 W, pentru că astfel cum putem obliga purtarea căștii la niște trotinete de self-service? Cum asta va lucra la nivel practic? În cazul în care ies mai mult de 500, este posibilitate cumva, deoarece însăși compania, Bolt sau DAC, au posibilitatea să limiteze viteza încât, da? Și respectiv, chiar dacă trotineta tehnic ar putea să aibă peste 500 W, dar ca atare, cei care o dau în chirie, iau posibilitatea să limiteze viteza chiar din oficiu. Asta e un aspect foarte bun, dar ține numai de ăștia care îți date două ce se două. Cum ar putea să reglementăm acela care și-o ducă mai mare, o să procur și o să vadă la mine fix aceeași trotinete care la companie a Bolt care te-a închirie. Dar nici ei are drept să meargă, dar eu nu am drept. De asta este... Ori punem mori, atunci este propunere, domnul Vlad, să luați legătură poate cu cei de la Bolt, fiindcă ei deja au acolo... Deja, și ședința mea. Ținut. Ok. Dar eu știu... Inclusiv și-am rugat pe noi să limitez încheiați deplasare până la 20. Dar noi unde, în regulamentul nu găsesc să fi fost până acum recomandat. Adică noi până nu... Casca? Nu, recomandat. Recomandat. Și puncte, rugăciune. Toți sunt obligațiuni. Bine, dacă să finalizăm, tema cu... Nu, înainte de... Dacă să vedem la tema cu cască, care este concluzia? Da, trebuie examinat să faci un dat recomandabil. Nu, putem să examinăm în genere să excludem cască. Adică să examinează și propunere. Bine, haideți să rămânem la propunerea, la compromisul cât despre casă. Cred că cea mai faină ideea asta cu să ne gândim la interurban și urban. Domnul național. Eu sunt de curțit studiu, pot și întrebări. Nu, 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 cum este. Din 2019 eu lucrez la proiectul respectiv și noi din 2019 așteptăm rezultate. Păi e adevărat, nu, ca să nu vă supărați, eu nu știu, a fost guvernul Chicu, eu personal am inițiat procedura, a ajuns proiectul acolo, parcă s-a ajuns la un consens și a dat demisia, s-a întors înapoi. Guvernul interimar Ciocoi, aceeași situație. Noi avem, e adevărat, noi avem tragedii, noi avem tragedii care ele nu sunt reglementate. Mă scuzați foarte mult, dar mie mi se pare absurd că noi atâta timp petrecem să, dacă dumneavoastră vă supărați, așa mă supăr și eu, că nu înțeleg de ce dumneavoastră și reacționați.
Noi avem un punct, da, obiectivul, mi-am notat 4, protecția cel mai vulnerabil cu participanți la trafic, pietoni, copii și bicicliști, da? Corect? De ce noi credem că protecția participanților vulnerabili la trafic este să-i limităm pe ei? Dar noi ne uităm la cei care de fapt aduc daune și cel mai grav, și anume automobilii. De asta mi se pare un pic ciudat că depășirea, cum să se numește, distanța de depășire a biciclistului n-a fost, în genere n-a fost luată în considerare. Dar cască, tot, interzicerea bicicliștului, asta a fost luată în considerare. Asta este problema. Ideea că, și eu spus colegul, noi când ultima ședință a fost la EGP, e foarte bun regulament cum e el acum, voi îl faceți mai mai rău când îl propune. Adică el la noi, eu zic, și e bun așa cum este, dar poate nu modificăm nimic. Lăsați cum este, e perfect. Totuși o lăsăm, dar... Poate totuși o lăsăm obligatoriu de fone perioada de probă un an de zile. Mai mult ca atât, mai mult ca atât că noi să începem să ieșim la... Ei mici prin, nu pe drum, dar chiar în... Sau, în spate. Și asta e cel mai vulnerabil parte. Eu, de exemplu, sunt obligatoriu pentru piste pentru bicicliști. De ce să obligăm toate fratele, vârstele, să parte casca pentru că părinții mai are Da, noi am ajuns la... Prima variantă examinăm interurban și numai cât e formulat pentru... Dacă la interurbanul e doar poși treabă și în centru Chișinău, adică... Nu doar avem inscripția, Chișinău tăiat, înseamnă că noi am... Haideți să punem pe drumul de viteză mai mare de 50 de km. Cu cruspuri de transport, e drum central. Cum o să pierd biciclistă că plăciunea și de drum? Dar trebuie să ieși în școală. E în localitate, transportul nu știu, el e traseu. Trebuie să ieși până la magazin, vreau pe pască, dar așa nu. Eu am dat, adică pe drumurile unde ne mai așa funcționează. Pereseștile este și partea asta de trotuar, poți să mergi pe trotuar. Deci trebuie să plasează pe piste pentru bicicliști sau pe trotuar să plasează pietoni. Da, dar mă scuzați, apropo, asta, regula asta e destul de dumneavoastră și vedeți că în practic, de fapt, foarte mulți, și mulțumim poliției că închide ochii, foarte mulți bicicliști circulă pe trotuar. Pentru că, din păcate, asta e realitatea. Dar noi trebuie să facă să închidem ochii, noi închidem, nu reușim. Și în cazul care noi reușim. Vă închipuiți cât... Domnul profesor, știți care e cea mai amuzantă parte? Inclusiv domnii polițiști care merg pe biciclete prin Chișinău, da? Tot pe trotuar merg. Adică dinalor încalcă prin propria practică reglementația. Și eu îi înțeleg. Eu îi înțeleg pentru că într-adevăr de carosabil este periculos. Eu vă spun ca să înțelegeți cu noi. Recomandările care au fost prezentate dumneavoastră, ei sunt ok. Dar sunt ok dacă au pe de altă parte infrastructura care asigură. Dar atât timp să te mai asigur și noi să vă dăm anumite drepturi, să vă permitem să realizați anumite acțiuni de acele propune, pur și simplu vă puneți iar sănătatea dumneavoastră în pericol. Dar dumneavoastră ne garantați cu dată ce o să apară infrastructura, o să începem iarăși o modificare la regulament. Dar este un proces continuu. Noi 3-4 ani în urmă n-am avut probleme cu trotinete electrice, dar eu vă rog și că noi trebuie să vedem. Trebuie să ne gândim cum să facem partea asta normativă, e undeva favorizează, catalizează, hai sigur. E nu o să fie că nu regulamentul la ușa spișinioasă, sau regulamentul la sala spișinioasă. El cumva catalizează. Noi putem să propusem prin harceurile astea cumva infrastructura, prin faptul că tu spui că băi, ești trebuie bandă, dar el spune că da, deși bandă ești, când eu am acolo numai gropi, eu mai bine fac drumășeală. Nu, fratele meu, dar păi e obligat să o faci, uite, uite ce scrie. Și atunci primărie, și ce suți pe design, pe asta... Nu există obligativitate în acest regulament. Adică se presupune, nu? Se presupune, da. Se presupune, dar asta înseamnă că eu am vorbit cu mai mulți, primari, ei când le-am vorbit să se facă prin localitățile lor pistă, benzi pentru cicliști, eu am spus că noi nu avem bani suficient, noi mai bine mai facem încă un drum decât să mai facem pistă bandă. Fiindcă cicliștii merg pe trotuar și zic ok, adică așa vorbeam cu primarul. Asta era deja altă discuție. Noi avem așa, depășirea de la români cu modalitatea asta pe axa drumului, asta e cea mai faină. Cum e tu jumătate, asta e prostesc, cum și pentru biciclist, tot e prostesc, jumătate de metru. Eu nu știu, dar e și așa jumătate de metru. Da, ok. Punctul 6, știu, nu 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 știu,
Ну, коллега, дискутируем сепарат. Ну, че, кто не соседен, че, кто хочет? А, да. Вы да, я... Да, сикур. Да, там делаю, есть такая фост, что при Facebook потерял трансмиттер. Я ведь публик, да, но она будет трансмиссия. Шикаска с людей по другому лёву не где, за депо 6 тысяч на 3 километров. Да, я понравился. Я, так, спасибо. Указка. Eu sunt pentru casă, părerea mea, dar oricum rămâne totuși la discreția fiecare ce este. Cum ați spus și dumneavoastră, nici dumneavoastră poliția teren nu o să reușească, în primul rând, să controleze fiecare participant, fiecare ce este. Și cred, mă, când Elia Vasile din sat nu o sparte el cască, că este lege, că nu este lege, el nu o să iei cască. Înțelegi, a merge deja la discreția fiecare ce este. Și cu, și cu depășirea, cu depășirea, da. De chestia este. La noi poate să fie și lege. La noi poate multe lei sunt, la noi merge despre educare. Noi, cum a spus dumneavoastră, noi vrem să facem o campanie de informare a șoferilor, a cicliștilor. Cu timpul, un an, doi, să-i educă și cicliștii și șoferii. Noi am putea să vedem acele puncte care, din tabelul de divergență, care au fost propuse de noi, dar neacceptat în anumite motive, poate să trecem așa... Să înțelegem că virarea la stânga în continuare n-a fost aprobată. Cu virarea la stânga, știți care e chestia? Un biciclist care, un biciclist care nu are experiență, el nici nu o să-i trag pe cap să se bage la virarea la stânga, pentru că oamenii nu sunt chiar așa de nebuni ca să fie suicidali. Dar un biciclist care are experiență, el o să vireze la stânga, ori îi permite legea, ori nu. Pentru că noi vrem să putem să circulăm prin oraș, la fel cum circulă orice alt participant la trafic, fără să fie nevoie să, nu știu, te duci să cotești 10 ori la dreapta ca să ajungi unde trebuie ție la stânga. Adică, de punct de vedere al comodității circulației... Trebuie să folosim dreptul general, mă gândesc, cicliștii. Chiar cu virarea cu o bandă, e o virare la stânga, îți permite. Da, îți permite să ai 2, 3, 4 benzi. Da. Și atunci există probleme. Dar, de exemplu, ce facem la cercuri, la, da. La sensuri regeratorii? Ce trebuie să facem? Da, colegii tot orice, că au băgat dați cu el să mai des cu rondul. Este o problemă foarte mare. Și de multe ori, de exemplu, haideți să luăm un exemplu concret, cercul de la circ. Acolo nici nu ai treceri de pietoni pe unde să treci ca să ajungi pe partea stânga drumului, adică acolo chiar este o problemă. Deci cu sensul regeratorii și cu virarea la stânga, asta foarte tare limitează. Și cu benzele care e banda extremă dreaptă care impune să mergi la dreapta, dar tu vrei înainte. Da, eu dau exemplu, iată ce spune. Risc de accident foarte mare. Este, mă mergeți pe stânga. N-am prins ideea. Vă dau exemplu concret de Chișinău. Mă mergeți pe stradă Ciuflea din centru spre Botanica. Da, și da, banda din dreapta e obligatoriu tot să ia pe București pe dreapta. Dar dumneavoastră ca ciclist trebuie să mergeți pe metru din dreapta și apoi aveți nevoie înainte. Iată dumneșoare cu mașina, ea virează la dreapta, dar eu trebuie să merg înainte. Și nu cedează și tamponare. Și tamponare, fiindcă dânsa trebuie să ia la dreapta. Vorba despre tu ești ciclist singur, tu doar conduci, trebuie să te sigur. Banda de dreapta care învață la hipermarket numărul 1. Dacă dânsa trebuie să faci numai la dreapta. Dar eu am nevoie... Pe dânsa vrei să o luați înainte? Am nevoie înainte. Da, dar aveți indicator care spun trebuie să faci la dreapta. Dacă faci la dreapta, este trecere de pietoni. Vă opriți, vă ajungi din nou și trebuie să ați drumul. Trecere de pietoni este abia pe Lev Tolstoi. Corect. Pe Lev Tolstoi, corect? Dar există, de asemenea, pe și alte străzi în care nu mai există dincolo deja treceri pietonale. Domnule, noi nu ne înțelegem, știți de ce? Fiindcă dumneavoastră, ca conductor în mijlocul de transport, încălcați acolo regulamentul, că trebuie să mergeți pe o bandă și dacă mergeți înainte, că asta din dreapta e doar în dreapta. Dar regulamentul spune că trebuie să mergem acel multul metru de la bordură. Corect, dar nu s-a văzut în cazul care indicatorul aparat trebuie să faci la dreapta. A fost un exemplu nu foarte... Nu reușește, e mai clar pe trandafirilor ar fi. Când tu ieși pe gazul, da? Da. Și tu ai voie să mergi înainte, da. La spre aeroport. La mașină puteți să ajungi la dreapta. Știi? Da. Nu, deci mergea este numai că București, când ieși. La București, intersecția Ciuflă la București, e craia aproape, poți să faci numai la dreapta, ca să iei pe viaduct, corect? Și noi cel indicator pentru toți participate, deci pentru toți care și pentru biciclist. De acord, noi vorbim despre un caz în care tu ai voie și înainte, care este să geați intermitentul verde la dreapta și atunci mașinile cotesc. Aici foarte des apare și nu ce trebuie. Tu te vorbești, dar nu ce regulamentul privind clar că
Atunci când nu le creează niște conducătorul de vehicul trebuie să cedeze biciclistul. Da, și el nu cedează. Este indicat în regulamentul circulației rutiere. Aici e altă problemă, că ele trebuie să fie piste special amenajate. Ia că care-i faza. Dar de regulă când biciclistul de pe partea dreaptă a carosabilului se deplasează înainte, iar conducătorul de vehicul are intenția de a efectua virarea la dreapta, acest conducător trebuie să vă cedeze dumneavoastră trece. Nu se întâmplă, dar noi fiind cicliști, trăim într-o țară, este nu informată cultura ciclismului, șoferii nu înțeleg cicliștii și cicliștii, credeți-mă, de ciclistul care e doar ciclistul. Noi vreau să întrebăm despre ce tema de dați voi, vreau să spun că aici merge de cultură. Noi fiind cicliști, trebuie să înțelegem automobiliști și invers. Eu fiind ciclist, dar deși nu, deși suntem încăpățânați, eu îți spun cum eu circul pe bicicletă, eu sunt și automobilist și ciclist, eu niciodată nu dau vina pe cealaltă mașină. Și invers, cred ce se întâmplă pe drum, e vina mea. Fiindcă eu sunt mai sensibil ca automobilul și nu-mi pun viața în vina. Asta e ideea. Pe drum, asigură-te și infiltrează-te. Niciodată nu o să fie reguli circulației pentru cicliști mai buni sau mai prioritari. Nu o să fie așa. Nu o să fie așa. Noi vă mulțumim. Mai sunt ceva probleme. Eu am primit răspuns de la niște răspuns. Eu am primit răspuns. Răspuns oficial de la NSB. Pe acest subiect cu strada Ciuflea București. Răspunsul este, trebuie să schimb banda. Adică să mă schimb în banda aceasta și să după asta să meargă. Eu răspuns după prerogativa indicatorului care arată direcția de plasare pe mine. Deci eu răspuns că dacă vreți să vă deplasați înainte, după urmați indicatorul, vă schimbați banda pe care pe mine. Ca ciclist. Puteți să mergeți. Eu nu știu la ce despre răspuns și am văzut conținutul solicitării dumneavoastră ca să știu cum v-ați. Cu virarea la stânga, domnul Sergiu, vreau să mai finalizez ajutându-o. Eu vreau să spun că tot și noi bicicliști trebuie să... Ca tare, propunerea mea, da, să facem amplitudinul general ca și pentru automobiliști. Dacă două benzi, înseamnă că o să creacă în bandă de stângă. Și să fac așa cum își fac mașinile. Nu, ipotetic. Dar nu este periculos. Eu ipotetic. Gândi, suntem profesionist de asta și pot să vă dau direct întrebare. Da. Piasache. Te cobori, faci și stânga pe, cât e mai scurt, te cobori pe un drum cu trei benzi și tu mergi cu barda întâi, da? Și faci virarea în stânga. Acolo este voie să faci la stânga pentru toți conducătorii, regula generală. Și tu trebuie să stai două linii. Dacă nu la două, la trei, ce scălă la хаму? La trei полосы. Получается, первую уже на видит, на второй 50 на 50, а с третьей полосы на восточке. А мы требовали, как и Кларк Сумин у вас, а чел Карин Метрик Автомобиль. Да? Eu pot să zic că acolo sunt acolo de biciclist și nu iau mai acasă, sunt. Dar ai mai mult șanse să vezi. Pur și simplu, el merge, pur și simplu, merge care idee cu mai multe benzi. Merg 3 benzi. 50 la oră. Asta la noi, eu nu știu cum 50 la oră, pentru că eu, de exemplu, merg cu mașina, exemplar, eu de la mașină, primesc pe plăcere cu кайф, și eu nu pot. Tu mergi niște șuori, nu știu. Și asta eu, e 50-50, 30, eu merg 40. Și, Doamne ferește, și eram cături de pietre și cartofi în mine, când dai ei la o parte, mergi pe trotuar, dar tu ori mergi, ori nu mergi. Adică, asta e lumea... problema. Exact. Și mă, eu întreb, adică eu pot să nu să vă dau propunerea ca să fie siguranță în Moldova, vă dotăm pe tăți cu arme. El trebuie să învețe și mâine sună s-a împușcat în ochi, a doilea în picior. Și știți la cine o să fie? Nu-ți fie la dânsul întrebare, deși el s-a împușcat în ochi, dar o să întrebe, păi și deștept odată la tăți arme. Adică noi putem la subiectul ăsta cu virarea la stânga să ajungem. Noi putem să începem campanie. Să începem să gătovim pocii, știți? Da, aici mai este problemă. Iată, noi regulament, să mai dau un moment, aici pentru asta sunt ușe de dar cine sunt șofie, dar noi aici avem cu viteza. 30 km/h. Da. Super! Suntem extrem de fericiți. Aici, super! Și jumătate din populația care... A ce e super? Pe teritoriul
istoria de aceea ce adică noi le-am luat manejna și câte o leacă ca să nu știu care mai zis. Spuneți, vă rog, urmă voastră, o să, aici este o întrebare legată de centrul istoric, să cum acolo e formulat. Centrul istoric, o să fie, în baza la ce o să definiți delimitat, ce este centrul istoric și în care de exemplu, situl Chișinăului, sit Chișinău, monumentul, cum se numește, în registrul monumentelor, care începe de la Matievici până la Bișoare, de pe Ismail până la Mihai Viteazul. Să vedeți de centru, eu așa înțeleg. Nu, centru, de ce ar arătate mai bine ar fi să pune străză în perimetru care se află zona care se dorește fi definit ca centru istoric. Noi am vrut să acoperim la maximum, dar noi nu putem să fie noi definiție la centru. Nu, asta e problema. Voi să intrați în partea asta, că noi avem sectoare, că Buicaniu, uitați, cerzești e limita generală. Cerzești e ok, ok. Noi asta ca tare, noi asta am preluat o mută-mută de la o directivă europeană. Că e și pe asta o leacă de marketing, de că eu zic că e 50, tot normal nimeni nu vă limitează, da? Da. Mai departe, teritoriile de centri instituțional de învățământ, Nicola. Da. De la Vierhniță până la universitate. Spitalele, parcurile, centrele istorice, oraș 30 km la oră. Trebuie să fie văzut că asta nu a luat pe directiva UE. Pe zonele rezidențiale și teritoriile adiacente drumului, două teme. Astea sunt curți sau ce sunt? Iar în zonele peatonale, 5. Adiacent curți sau? Zonele rezidențiale, ce înseamnă? Casă, unde locuiesc, blocuri, locatențe. Adică noi când întrebăm deja, spre spune, de pe Zadnipru în curte, asta de ce vedeți? Da, dar gărețe, zona rezidențială, da. Și ca să nu împărești. Indicator. Știți cum noi porțile de și o gradă? Noi spunem o gradă. Noi putem să contribuim, adică să... Că noi la Vingrădul ne-am pus trei indicatoare de informare. Sunt asistențială și zonă pietonată. Da, porțile să pleci la ambulanță, mașini de pompier... Nu, nu. Nu, clar că e el... Ambulanța are regulă. Poliția, nu. Acum, încă ultimul e colegul meu. Scuzați, aici, înainte să trecem mai departe, mă scuzați. Aici, într-adevăr, cu centrul istoric, o să vedeți, să vedeți, pentru că nu există această terminologie. Să vedeți cum acest e formulat. Acest lucru pentru definiția apar, dacă voia scopul a fost, nu pentru Chișinău. Nu, a fost pentru Republica. Nu, atunci, da, aici să nu... Bun, asta... Nu, Chișinău definește zona antiperimetru, să zăbușoară, da, dar regulamentul legat național. Dar ne-am spart cu unii chestii, au fost anunțitate. Totul dar ce? Istoriile astea o să fie făcute într-un act. Asta o să facem de mici doi. Cu căștile, să finalizăm. Cu căștile noi până acum nici nu am avut obligativitate. Ele nici nu erau recomandate, era nori. Pentru biciclești nu era nimic sus de căști. Amun, noi trebuie să ne gândim poate ele de trecem sau interurban, rural, măcar pentru motociclete și ciclomotor. Noi până la moment, dacă ciclești, nici n-am avut de căști nimic, nici recomandare nu era pentru ciclomotor. Doar numai este retritorizant. Și ultima, colegul m-a întrebat cineva din partea asta, a întrebat dacă... Tatăl, copilul. Iată este, cu excepția copiilor care se deplasează cu biciclete sub supravegherea celorlalți. Noi, știți care e problema? Problema că mulți dintre noi nu cunosc toate aspectele din regulamentul ce poate rutie. Ele unele lucruri sunt. Noi ar trebui să luăm, pentru că au fost operate și modificări. Eu, de regulă, ca să înțelegeți, în perioada anului 2015, la fel am inițiat procedura de modificare prin care, dacă ne uităm foarte bine în regulament, aici au fost introduse indicatoare piste delimitate pentru bicicliști, piste pentru pietoni. La fel, iarăși, invers. Adică, în primul rând, piste delimitate între pentru pietoni și după care pentru bicicliști. Asta este problema că autoritățile, cu părere de rău, nu au implementat astfel de infrastructură. Da. De aia și noi am făcut cu scopul, noi nu ne-am gândit că să vă afectăm pe dumneavoastră ca cicliști, dar trebuie să înțelegeți că, în primul rând, primordial pentru Ministerul de Interne este siguranța fiecărui participant la trafic. Indiferent de faptul că el e pieton, sau el e ciclist, sau el e conducător. Doamnă, eu sunt de acord, dar nu putem să tratăm la fel participanți vulnerabili. Niciodată noi nu vom intra în voie la fiecare. Unui convine, altul nu. Dar sunteți de acord că există participanți care aduc mai mult risc în trafic și sunt care sunt mai vulnerabili. Chiar și în definiția asta. Suntem de acord, dar iarăși vă spun că pornim la fapt ceea că nu numai reglementările astea. Reglementările se meargă în paralel cu asigurarea infrastructurii. De acord.
Deci dumneavoastră biciclete să aveți infrastructură. Biciclete normal care vă garantează suportare. Dar de nou, în condițiile actuale, totuși, viteza mașinilor este problema cea mai mare. Viteza automobilelor, atât cât pentru accidente a propriilor automobile și conducătorilor, cât și a noastră. Asta rămâne cea mai mare problemă. Iată că exemplu indicatoarele este care noi le-am introdus în perioada anului 2017 prin modificarea și completarea la 341 26 mai 30 iunie. Iată am introdus pistă comună pentru pietoni și bicicliști. După care am introdus deja sfârșitul pistei comune, avem piste delimitate pentru bicicliști și pietoni. Pe urmă avem piste delimitate, în primul rând, pentru pietoni și apoi pentru bicicliști. Deci toate momentele astea au fost introduse. Perioada anului 2017, suntem perioada anului 2022. Spuneți-mi, vă rog frumos, în municipiul Chișinău, sau în oricare oraș, localitate, sunt așa indicatoare? Sunt, dar țin, este valea lor. Nu, eu vorbesc de drumuri publici, da, nu prin parcuri, alei. Dar atunci nu apare la tema că am noi apreciem foarte mult, ați introdus niște semne. Deci este infrastructura să fie obligatorie. Cine pune semne? Da. Dacă trebuie să iei administrația asta de drum, dacă unul care dați, să iei exemplu, statul X, dependență, și dependență cu responsabilitatea este drum, acel drum, acela e responsabil și administrația. Noi apreciem faptul că ați introdus niște semne care sunt foarte importante pentru strada 31 august. Deci pe strada 31 august era nevoie anume de semnul uleacă mai jos, uleacă mai jos. O leacă mai jos, dar pe spate? E că colegul s-a venit 31 august, 31 august, drum, este, da? Așa, trebuie? Deci, eu ești direcția mea așa. Oleg, mai jos. Mai jos un pic. Mai jos, iată. Plan reversibil. Iată. Adică, în momentul când noi mergem pe stradă, de exemplu, Părcălap, și direcția 31 august, toate mașinile într-o direcție, dar bicicletele, ele sunt în ambele direcții. Exact. Atunci ar trebui să fie bicicleta desenată și la săgeata de jos. Dar jos nu-i bicicletă pentru mașină și da, exact. Acolo erau două vienți și eu făcut de fabandă, una pentru bicicletă și două vienți. În anumit direct, exact. Adică, poate acolo că se însunit. Stimați colegi, acestea sunt propunerile cu indicatoarele rutiere a administrației publice locale, a primăriei, pentru că ei vor implementa astfel de situații. Și mâine dumneavoastră să veniți la noi și să spuneți, stimate domn, noi ne-am făcut bandă, spre exemplu, zbirăm la dreapta, dar nu este indicat indicator ca normă. Deci dumneavoastră trebuie să înțelegeți asta. Dar care este explicația, modificația la indicatorul acela? Care este, mă scuzați, în jos, interpretarea corectă a indicatorului, care este? Spatele pe acum mai jos. Spatele acum mai jos. Da, de-a mă jos. Iacă la acest indicator. Puteți să ne explicați care este interpretarea corectă? Că bicicletele au voie să meargă în stânga, dar la dreapta e drumul pentru mașini? Intrarea. Asta 39. Asta e intrarea. Știți care e? Noi avem drumul. Părcălac. E fie pe partea dreaptă sau e pe partea stângă bandă. Și îți arată pe care bandă tu intri. Înseamnă că să trebuie să fie în cazul străzii 31 august, înseamnă că să trebuie să fie ambele indicatoare, 5, 45, 30. La intrare. Nu, la intrare. Adică 31 august ei vor să implementeze deplasarea atât într-o direcție, exact, cât și din sens opus. Exact. Dar mașinile numai într-o singură direcție. Dar vehiculele se deplaseze doar într-o singură direcție. Ca dumneavoastră înțelegeți, de asta și-au fost care. Cel care traversează 31 august se uite numai la mașini, dar se uite și la cicliști care vin din partea asta. E clar pentru ce au fost indicatorul. Da, dar vezi că el nu se uită, dacă nu vin ciclești din partea asta, conform indicatorul, nu se uită și în partea asta. Dar în partea cealaltă, oricum, e cu drumul. Dacă nu ați înțeles, eu vă explic încă o dată. Da, nu, știți care e dilema mea? Conform acestui indicator, mașina când vine pe strada 31 august, plătește la dreapta, da? Pentru că el are obligativitate dreapta. El o să se asigure, dacă nu vin ciclești, numai din partea dreapta.
dreaptă, dar ei o să vină și de partea stângă. Dar el nu știu că să fie pe aici, merg ciclist, el o să asigure. Dar lui indicatorul este identică direcția de pasare, nu el trebuie să meargă, așa că e ok. Da, și direcția va fi pentru vehicule doar într-un singur sens. Da, asta am înțeles. Numai cu asigurarea, să se asigure și de stânga și de dreapta. Dar acela înseamnă mai sus, totuși. Mai același cariva din mijloce din stradă. Aici se întâmplă la stradă, pe altă stradă. Dacă mai sunt, dacă mai sunt. Da, 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 că trebuie să plec că n-am prezidență cu semnul. Eu am o scurtă întrebare. Da, nu știu dacă vrei de la locul ei, dar una din cele mai mari probleme cu care eu mă confrunt pe drumurile naționale sunt mașinile care care depășesc, care vin în contrasens, care vin în direcția depășirii, și depășesc mașinile văzând că eu sunt pe, de exemplu, pe partea dreaptă, da, mă vede. Oricum ies la depășire și vine practic pe banda mea. În momentul în care eu mă gândesc în ce parte mai bine să mor, în stânga sub mașină sau în dreapta în copac, trebuie să frânez, nu știu, trebuie să ies de pe drum, pe pietriș. E foarte periculos, chestia asta îmi dau seama că interzis, dar ceva trebuie de făcut cu asta. Asta se întâmplă practic în fiecare ieșire de 100 de kilometri, 4-5 astfel de șoferi. Bănuiesc că campaniile este unica să vorbiți. Deci mi-am să vorbiți despre drumurile naționale. Da. Tocmai de asta, noi atunci am propus ca bicicletele să nu se depaseze pe drumul alternativă, deci unde deci este imposibil să interzicem șoferilor să nu depășească atunci când vine alt vehicul pe partea opusă. Asta este imposibil, dar este posibil să-mi interzicem mie să ies cu bicicletele. Nu, uite, e imposibil că el nu poate efectua depășirea atât timp. Iată, dacă vin, avem două sensuri, da? Eu am înțeles. Deci avem direcția, sunt două benzi de circulație. Una într-același sens, una din sens opus. Dumneavoastră mergeți pe partea dreaptă a acostamentului, a carosagului. Evident, faptul vine un camion de mare tonaj în spate. Din sens opus, la fel vine un camion. Evident, faptul că el nu poate efectua depășirea, pentru că el ies pe banda de sens opus și ciocnește frontal cu vehiculul care vine din partea. În acest caz, el frânează în spatele dumneavoastră și cedează trecerea camionului, după care, evident, faptul vă depășește. Tocmai de asta și-am inclus aspectul respectiv, că să se interzică bicicletele sau tronsoanele de drum unde viteza de deplasare este mai mare de 50 km. Eu îi explic, da. Aici aspectul respectiv, dar dacă lăsăm, după cum am menționat și am găsit un numitor comun, că lăsăm așa cum a fost, înseamnă că situația este cum v-am explicat-o dumneavoastră. Pentru că dacă camionul se deplasează cu o viteză de cel puțin 70 de km, se formează curentul ăsta de aer. Și curentul ăsta de aer, pe bicicletă. Ascultați-mă, eu și el trage sub rot, sub anvelojul, eu vă spun așa cum este. Eu merg și pe drumul național, zângă camionul, știu curentul foarte bine. Cum, stimate domn, eu merg cu vehiculul și trece camionul pe lângă mine și cu vehiculul stai și îmbli cu vehiculul. Păi da, vorbim niște de bicicletă. Eu nu despre asta. Era vorba despre persoanele care depășesc pe contrasens. Eu am zis care este faza. Frânează pentru că nu poate, vine altul să-i plece în față, înțelegeți? Și acolo trebuie să mențină. Mențină lateral este metru unde este spăsat, regulamentat. Dar spune ce pățește dacă faci lucrul ăsta. El e vinovat. E clar că e vinovat. El e vinovat, dar tu nu poți să-l schimbi. Tu ești sensibil. Tu ești pot să-l filmez, dar eu îl filmez, nu filmez. Ce se întâmplă? Am vrut să spun asta. Sancțiunea. Eu nu pot spune un cod contravențional, dar este... Depinde dacă dumnealui deja se deplasează pe banda de sens opus, el deja... Provocare spate de rând. Codul lui contravențional e și pe banda 240 alineatul 1. Dar iarăși depinde din călcare. Am vrut să spun că e mult mai sigur. Puțin să frânezi, puțin să dai pe dreapta, că nu poți schimbi nimic. Nu poți schimbi nimic și chiar dacă este lege și pentru dâns și el știe că poliția îl vânează și a salvat. El oricum ar să iasă, dacă educația nu e așa. Dar siguranța noastră, în primul rând, e mai importantă. Așa că hai noi să cerbem. Hai noi să cerbem. Ultima întrebare și concluzionăm. Da, la 31, ea totuși se cer de... 31, ea, puțin mă știu, am ținut, da? Da, să vedem, să vedem. Să
sunt 10 cerpi. Din cauza că în fiecare zi ies. Eu vreau să vă spun că la noi, în general, situația la Bălțovskim Bar. Chiar și ne-a ajutat și pandemia, a jucat și NISP-ul, deci ne-a ajutat. Fiindcă uneori noi chiar punem bicicliști, ambele cu copii, și mergem prin oraș, ambele care sunt pe biciclete polițiști, și facem cercuri prin oraș special pentru cei să disciplinăm și acum la pandemie, ei singuri s-au așezat pe biciclete șoferii, și acum situația, în general, s-a schimbat spre bine. Vă spun așa cum este. Pe not optimist, finalizăm. Mulțumesc foarte mult pentru vizionare. Noi mai departe rămânem la telefon, probabil că să contactez Ana. Da. Oleg. Și Oleg cu etablonul în ciclu. Da. Și noi transmitem mai departe la noi foarte și eu zic. Da, vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc. Tot așa, da, aici? Nu. Nu? Так, какие? Дома Павел, вы думаете, что? Это вот для зума, едут на работу где? Через Черк. Это Олег Ефар.